După ani buni de muncă, primăria Tetoiu va culege în sfârșit roadele muncii. Administrația locală din Comuna Vâlceană va avea în sfârșit un sistem de apă modern care va fi administrat de operatorul regional APAVIL. Investiția este așteptată de ani buni de oamenii localității care au profitat de apă încă din această vară. În două săptămâni se va face și recepția la sistemul de alimentare cu apă pe 28 de kilometri, pe care intenționăm ca la recepție să chemăm și APAVIL-ul Vâlcea, căreia să îl dăm să-l administreze. Și la recepție vor participa și dumnealor. S-au raportat oamenii deja? Nu. Avem cereri, cam în jur de 150 de cereri. Deci oamenii abia așteaptă să dea drumul la apă. În perioadele în care s-au făcut probe la sistem și cu seceta care a fost în vara aceasta, deci în câteva ore dispăreau zeci de metri cubi după conductă. Adică nu erau racordate, dar avem cișmele stradale și de acolo foloseau apă pentru băut, pentru chiar și pentru udat, pentru adăpat animalele. Și chiar ne ziceau, nu ne mai dați drumul la apă. Zic, încă nu putem da drumul la apă până noi facem recepția. Zic, acum e pentru curățire, pentru verificarea instalației, pentru probe, puțurile, să vedem ce apă dau pentru a face verificarea la Sanepid, să vedem dacă apa e potabilă. Nu este, din analizele noastre și ale proiectantului, apa este și va fi potabilă. O altă investiție, poate la fel de așteptată, este podul de la punctul Crăpătureanu, unde 150 de familii erau nevoite să ocolească distanțe mari pentru a ieși din Cătun. Avem, de asemenea, lucrăm acum la un drum local de asfaltare, drumuri comunale interioare asfaltare, care îl avem pe ordonanță 28, încă decurs din 2013, încă nu am primit finanțare nici până în acest moment, dar am lucrat pe bugetul local și pe fonduri din calamități la dispoziția Guvernului, pentru că din acest cadrul acestui proiect, unul din poduri a fost luat de ape din 2014. Și de atunci am obținut fonduri pentru finanțarea lui, vreo 6.200.000, vorbesc în bani vechi, și deja, cred că în două săptămâni, acest pod din punctul Crăpătureanu, peste apa 6, va fi gata, se poate face recepția și se poate circula. Câte familii erau afectate de podul ăsta? În jur de 150 de familii. Trebuia să ocolească aproximativ 6 km până la următorul pod. Greu. Copiii la școală, microbuzele școlare, trebuia să ocolească oamenii la muncile agricole, la magazine, la salvări, la alte utilități. Dar în două săptămâni sperăm să le facem un cadou. Primăria localității Tetoiu are în prezent proiecte depuse și pe programul PNDL 2, proiecte acceptate de guvern și care vor prinde finanțare după o muncă intensă depusă de autorități.